Bun găsit! Examenul maturității, bacalaureatul, începe cu proba orală la limba română. De altfel, toată săptămâna absolvenții de liceu vor susține probele de comunicare orală și competențe digitale, unde nu primesc note. Iar de pe 20 iunie încep probele scrise, cele mai grele pentru elevi. Sesiunea din această vară este prima după 2 ani de pandemie care se desfășoară fără restricții sanitare. Peste 126.000 de elevi s-au înscris în această etapă. Sunt tot mai puțin de la an la an, arată datele oficiale. Promovează examenul de bacalaureat candidații care susțin toate probele, iar la cele scrise obțin cel puțin nota 5. Și media generală trebuie să fie minim 6. Candidații n-au voie în sălile de examen cu manuale, notițe sau telefoane mobile. Dacă vor fi prinși cu ele în buzunar, vor fi eliminați, indiferent dacă le-au folosit sau nu.